Ca și popor al Domnului, ne bucurăm că avem un Dumnezeu mare, sfânt, puternic, atotcunoscător, care niciodată nu va îngădui să fim ispitiți peste puterile noastre. De aceea, împreună cu fratele Popărcă, putem și noi cânta din toată inima: nu te teme, crede neîncetat, slăvit să fie Domnul! Bine, frate și soră, vă invit respectuos să ne ridicăm cu toți în picioare. Și să, cei care aveți Biblia la dumneavoastră, vă invit respectos să deschidem împreună. Vom avea două texturi deosebit de frumoase și folositoare pentru noi în seara aceasta, la subiectul pe care îl vom urmări. Primul text se află la 2 Timotei, capitolul 3, începând cu versetul 10, și vom continua să citim până la capitolul 4, versetul 5, ca să prindem întreg contextul, sau cel puțin cât se poate de acest context, să fie ferm stabilit în mintea și în gândul nostru. Al doilea text se află la 2 Petru, capitolul 1, versetul 16, și vom citi până la capitolul 2, versetul 3. Din nou, cu scopul de a vedea contextul imediat și contextul un pic mai distant a acestui pasaj. Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu din primul text, 2 Timotei, capitolul 3, începând cu versetul 10, spune atât de frumos: tu însă ai urmărit de aproape învățătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credința mea, îndelunga mea răbdare, dragostea mea, răbdarea mea. Prigonirile și suferințele pe care au venit peste mine în Antiohia, în Iconia și în Listra. Și știi ce prigonire am lăbdat și totuși Domnul m-a izbăvit din toate. De altfel, toți cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos vor fi prigoniți. Dar oamenii răi și înșelători vor merge din rău în mai rău, vor amăgi pe alții și se vor amăgi și pe ei înșiși. Tu să rămâi la lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat, că știi de la cine le-ai învățat. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi, care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credință în Hristos Iisus. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care are să judece. Propovăduiește cuvântul. Stăruiește. Repet. Stăruiește asupra lui, la timp și ne la timp. Mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura. Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci îi vor gâdăla urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. Cuvântul Domnului din 2 Petru, capitolul 1, versetul 16, până la capitolul 2, versetul 3. 2 Petru 1, 16. În adevăr, v-am făcut cunoscut puterea și venirea Domnului nostru Iisus Hristos, nu întemeindu-mă pe niște bazme meșteșugit alcătuite,
ci ca unii care am văzut noi înșine cu ochii noștri mărirea Lui. Căci El a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste și slavă, atunci când, din slava minunată, s-a auzit deasupra Lui un glas care zicea: acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Și noi înșine am auzit acest glas venind din cer, când eram cu El pe muntele cel sfânt. Și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte, ca o lumină care strălucește într-un loc întunecos, până când se va crepa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre. Fiindcă, mai înainte de toate, să știți că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură. Căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului. Permiteți-mi să recitesc prima parte a versetului 21. Căci nici o prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt. Amin? Capitolul 2, versetul 1. Contextul din nou. În norod s-au ridicat și proroci mincinoși, cum și între voi vor fi învățători mincinoși, care vor strecura pe furiș erezii nimicitoare, se vor lepăda de stăpânul care i-a răscumpărat și vor face să cadă asupra lor o pierzare năpraznică. Mulți îi vor urma în destrăbările lor și din pricina lor calea adevărului va fi vorbită de rău. În lăcomia lor vor căuta ca prin cuvântări înșelătoare să aibă un câștig de la voi. Dar osânda îi paște de multă vreme și pierzarea lor nu dormitează. Amin. Vă invit respectul să reocupați locurile. Iubiți frați și surori, este o mare bucurie ca în seara aceasta din nou să fim în casa unde se cheamă numele Domnului. Mulțumesc Domnului pentru acest har, mulțumesc fratelui păstor pentru invitația făcută, pentru frumoasa prietenie și pentru purtarea de grijă în toate aceste zile. Ne bucurăm din toată inima să vedem din nou biserica din Carpați, fețe dumneavoastră, rudenile de aproape, cei care au fost în biserica din Statele Unite ale Americii, din biserica Betel și din alte biserici. Este o mare bucurie să ne vedem din nou și ne bucurăm să vedem că și poporul Domnului și în România și în America peste tot iubește cuvântul sfânt al lui Dumnezeu, iubește pe Domnul și iubește sfânta părtășie. Bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă crească în continuare. Mă bucur de grupurile instrumentale, de corul și de toată activitatea care o faceți. Dumnezeu să răsplătească osteniala fiecăruia în lucrarea Domnului și pentru toate bunul Dumnezeu să fie slăvit. Amin. Este atât de frumos să vedem o biserică unde slujesc toate generațiile. Cei tineri, cei mai în vârstă și de ce nu și noi cei de vârstă mijlocie. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe fiecare din noi cu un zâmbet pe față, pentru că, iubiților, slăvit să fie Domnul, avem pentru ce zâmbi, avem pentru ce fi bucuroși, suntem poporul ales a Domnului nostru Iisus Hristos și ne-a binecuvântat cu atâtea binecuvântări. În seara aceasta ne vom uita la una din aceste binecuvântări cu care ne-a binecuvântat și ne va binecuvânta Domnul nostru Iisus Hristos. Iubiților, începând de joi seara, ne-am uitat în cuvântul sfânt al lui Dumnezeu și am văzut importanța care Duhul Sfânt a pus în inima apostolilor și în inima celor care au fost folosiți ca și secretari
pentru a scrie cuvintele lui Dumnezeu. Și din textul care s-a citit din Iuda, începând de joi seara, el s-a simțit îndemnat să le scrie, să scrie bisericii, să se lupte pentru credința dată sfinților odată pentru totdeauna. De ce trebuia să se lupte pentru această credință? Pentru că, iubiților, orice lucru care este bun, sfânt și desăvârșit, care este plăcut înaintea lui Dumnezeu, întotdeauna va fi sub atacul diavolului. Îl enervează orice este bun, este supărat atunci când lucrurile merg bine și este în special supărat atunci când ținem de credința adevărată. Cu ajutorul Domnului, azi dimineață, ne-am uitat în Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu la o doctrină sau o învățătură, sau am început, mai bine zis, să ne uităm la această învățătură, și anume învățătura biblică vis-a-vis de păcat. Nu i-ar place diavolului să facă altceva în biserică decât să uităm de doctrina aceasta, să uităm că suntem născuți în păcat, să uităm că singura soluție pentru păcat este jertfa Domnului Iisus Hristos și să uităm că o viață care este născută din nou, care are prezența Duhului Sfânt în viața acestei vieți, în viața acestei persoane, este o viață caracterizată de ascultare față de poruncile Domnului nostru Iisus Hristos. Doamne, dă-ne această ascultare și dă-ne harul să trăim o viață care seamănă tot mai mult cu Domnul Iisus Hristos. Amin. În seara aceasta ne vom uita la încă o învățătură, sau mai bine zis o doctrină, din Sfânta Carte, care este deosebit de importantă și, din nefericire, din nou deosebit de neglijată de majoritatea din noi. Și anume, doctrina despre Scriptură sau doctrina despre Biblie. Iubiților, în Biblie învățăm câteva lucruri deosebit de importante. Și n-avem cum să știm aceste lucruri dacă nu avem Sfânta Carte sau Biblia la noi. În Biblie sau din Biblie învățăm în primul rând despre creație. Învățăm de unde venim și care este scopul vieții noastre. Învățătura despre creație este și a fost sub atac. De la școala elementară, studentul este prezentat, copilul mic, cu mintea fragedă, care nu are capacitatea discernământului, îi se prezintă o opțiune, sau mai bine zis, ceva dovedit, ci că științific, greșit numit știință, căci Biblia, și îi se spune căci Biblia nu este adevărată, ci evoluția este adevărată și că el sau ea provin din maimuțe. Interesant, copilul în grădiniță, în școala elementară, învață astfel de lucruri. Și apoi vine o oră sau două sau trei la biserică și cu niște desene animate, cu niște persoane care îi spune că Dumnezeu a creat pământul în 6 zile de 24 de ore, sau unii își pun mâinile în buzunar și spun: dar nu chiar știm dacă este adevărat sau ce înseamnă aceste 24 de ore, ca și cum Dumnezeu n-ar fi putut fi mai clar. A fost o noapte și a fost o dimineață, ziua întâi. Vă întreb, cum ar fi putut Dumnezeu spune mai bine acest lucru să nu fie neînțeles? L-a spus cât de bine posibil ca mintea omului să-l priceapă dacă vrea. Întrebarea este, de unde știm căci Dumnezeu a făcut cerurile și pământul dacă nu din Biblie? O altă învățătură care este foarte importantă, care o învățăm din Biblie, este problema principală a omenirii, și anume păcatul. Problema principală a omenirii nu este lipsa de educație, cum au crezut sau cred unii.
Problema principală a omenirii este păcatul lăuntric cu care ne-am născut fiecare din noi. Iubiților, unde sau de unde învățăm despre această problemă principală, dacă nu din Biblie? Genesa, capitolul 3, în 6 versete, ne arată înainte, în capitolul 1 și 2, că Dumnezeu a făcut lumea atât de frumoasă și totul a fost foarte bine. În Genesa, capitolul 3, învățăm și vedem cum diavolul s-a băgat și a băgat coada și influența în creația lui Dumnezeu și de atunci lucrurile au mers deosebit de rău și aflăm totodată planul lui Dumnezeu pentru a rezolva problema păcatului. În Scriptură învățăm că singura soluție pentru rezolvarea problemei este mântuirea prin Domnul Iisus Hristos. Iubiților, când am auzit glasul Evangheliei, când am auzit că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, este Domnul și Mântuitorul nostru, vă întreb, de unde au predicat oamenii care ne-au spus lucrurile acestea, dacă nu din Biblie? În Biblie aflăm istoria lumii, de la creație până la venirea Domnului Iisus Hristos și istoria primului secol. Și tot din Biblie învățăm cum să interpretăm secolul 2 până la secolul 21 după venirea Domnului Iisus Hristos și toți anii care Dumnezeu a decis să ni dea sau să dea omenirii. Tot prin Scriptură învățăm aceste lucruri. În Scriptură învățăm despre înțelepciunea lui Dumnezeu la toate subiectele a vieții noastre. Familie, căsătorie, copii, finanțe, da, finanțe, afaceri, bunul simț, bunele maniere, tot din Scriptură le învățăm. Lucruri cum să muncim, cum să trăim și în Biblie aflăm cum ar trebui să murim. Sfânta Biblie, cartea, cuvântul sfânt al lui Dumnezeu, iubiților, pentru că ne vorbește adevărul la toate aceste subiecte, a fost și este urât și sub atacul celui rău. Chiar din Genesa, capitolul 3, versetul 1 la 6, diavolul, care reprezintă primul teolog liberal. Dacă vreți să aflați cine a fost părintele teologiei liberale, vi-l spun clar și categoric. Diavolul, șarpele cel vechi. El este acel care a promovat teologia liberală, a amăgit pe femeie, cum? Prin a răstălmăci cuvântul lui Dumnezeu. A influențat pe Eva să adauge la cuvântul lui Dumnezeu, iar apoi să tragă din cuvântul lui Dumnezeu, iar apoi diavolul n-a avut nicio problemă să atace veridicitatea cuvântului sfânt al lui Dumnezeu, spunând chiar invers decât a spus Dumnezeu. Dumnezeu a spus, în momentul când veți mânca, veți muri. Și ce a spus diavolul? Hotărât! Parcă l-ai crede. Atât de convingător, hotărât, nu veți muri. Ca și ateiștii care spun că evoluția este adevărată și spune hotărât este adevărată, deși nu au nicio bază științifică pentru nebuniile lor. Da, iubiților, aceasta ne-am aștepta de la diavolul, ne-am aștepta de la lumea în afara bisericii. Dar, din nefericire, chiar și în Biserica Domnului Iisus Hristos, importanța Scripturii este minimalizată. Cunoașterea Bibliei de către creștini, chiar de unii predicatori, lasă mult de dorit. Și parcă preferăm să ne ocupăm de orice, dar nu de a cunoaște,
de a citi, de a interpreta corect și de a aplica corect cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. De fapt, am și spiritualizat aceasta cu următoarele lozinci. Să vedem dacă recunoaștem câteva din aceste lozinci. N-avem nevoie de atâta învățătură. Dar am citit în textul de la 2 Timotei, căci el trebuia să stăruiască în această învățătură. Mă, ca și Biserica Pentecostală, iubitor, stăruim, nu-i așa? Dar stăruim și în cuvânt? Ne interesează la timp și ne la timp, având imperative clare în textele noastre. Și deși vom intra în mai multe detalii în câteva momente, contextul în care este scris 2 Timotei, capitolul 3, versetul 16, care este un pasaj supracunoscut de fiecare din noi, căci toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu, este un context în care oamenii au început să nege adevărul Scripturii și au început să bântuie teorii și filosofii nebiblice. Am citit pasajul mai lung și mai larg și din 2 Petru, mergând în capitolul 2 și versetul 1, spune din nou contextul în care este scris și în care este spus căci trebuie să ne concentrăm la cuvântul lui Dumnezeu și contextul acesta, căci în norod s-au ridicat proroci mincinoși, cum și între voi vor fi învățători mincinoși, care nu se concentrează la cuvânt, nu citesc cuvântul, nu înțeleg cuvântul, nu se uită în contextul cuvântului, nu-l explică așa cum este el scris, ci se bazează pe speculații, pe teorii și pe fantezii. Iubiților, o altă zicală este, care am auzit-o chiar în Statele Unite ale Americii, într-o biserică româno-americană, unde o persoană a spus, n-avem nevoie de Biblie. Duhul Sfânt mă învață și mă conduce pe mine. Abandonat. Și era persoana suprarespectată ca o persoană spirituală, care n-are nevoie de Biblie. Vai de mine, ce avansată a ajuns! Neavând nevoie de Biblie, de ce? Pentru că Duhul Sfânt o conduce. În stilul lui Bill Johnson și noua reformă apostolică, care încearcă să bage cearta artificială între Dumnezeu, Duhul Sfânt, care a inspirat Sfânta Scriptură, și Duhul Sfânt care interpretează și care locuiește în noi. O altă lozincă, învățătura îngânfă, Duhul de dragoste și experiențele noastre ne unesc și ne țin pe noi. Ne putem baza pe ce simțim. Nu negăm emoțiile creștine. Sunt o mare binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Dar, iubiților, când ne bazăm pe ceea ce simțim, omul este schimbător. Chiar cei mai tari au momente slabe. Și în momentele când ne simțim tari, nu ne putem baza pe tăria noastră. În momentele când ne simțim slabi, nu ne putem baza pe slăbiciunea noastră. Este un punct de reper pe care întotdeauna și în care întotdeauna ne vom putea baza că este adevărul absolut și aceasta este Sfânta Carte, Biblia, care este încercată, care este testată și s-a dovedit adevărată întotdeauna. Slăvit să fie Domnul! Da, iubiților, este o altă lozincă mai modernă, care spune, sau are curajul să spună, căci Biblia este pentru legaliști
și noi suntem plini de Duhul libertății. Și dacă cineva neapărat se ține de Scriptură, că trebuie să-ți dovedești și experiența, trebuie să-ți dovedești și crezul prin Scriptură, ei spune, stai un pic! Cred că și dumneavoastră aveți cântarea aceea, iată, eu voi face lucruri noi. Este în Scriptură, dar lucrul nou care îl face e mântuirea prin Domnul Iisus Hristos. Lucrul nou care îl face nu este în afara Scripturii, iubiților, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu s-a delimitat în 66 de cărți. A spus la aceste 66 să nu adăugați nimic. Dacă adăugați teologie liberală în stilul satanei, tatăl teologiei liberale. În cuvântul lui Dumnezeu spune să nu luați nimica din el. Dacă luăm ceva din el și scoatem din Sfânta Scriptură, cuvântul sfânt din nou spune că facem parte din cei cu teologia liberală. Și apoi, tot Duhul Sfânt ne spune despre aceste 66 de cărți. Să nu treceți peste ce este scris. Avem un conflict acum. Avem un conflict cu revelații noi, cu doctrine noi, cu învățături noi care nu le aflăm în Scriptură. Nu spun că Dumnezeu prin glasul profeției nu mai vorbește. Dar, iubiților, cuvântul sfânt este închis. Orice glas trebuie judecat după Sfânta Carte și niciodată nu va adăuga la aceste 66 de cărți care conțin tot ce Dumnezeu a vrut să știm despre Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. O viață de om este insuficientă pentru a prinde o frântură din înțelepciunea lui Dumnezeu care este aici. De ce? Ca biserică a Domnului Iisus Hristos. Avem așa lehermite când este vorba de a citi, de a învăța și de a cunoaște acest cuvânt sfânt. O altă lozincă care este și a fost popularizată de mișcarea aceasta carismatică, sau nici nu știu cum să o numesc, noua reformă apostolică, de Bill Johnson, de muzica, cultura Iisus, Jesus Culture, și de muzica Hillsong, este căci apostolii n-au avut Scriptura. Dar au avut Duhul Sfânt. Sună foarte pentecostal, nu? Pentru un pentecostal nebiblic, Duhul. Pentru un pentecostal biblic, erezie. Fraților, am citit un pasaj simplu. 2 Timotei, capitolul 3. Ce spune Pavel lui Timotei? De când cunoaște ce? Sfântul Scriptură. De când? Din pruncie. Dar cum are tupeul cineva să spună că ei n-au avut Sfintele Scripturi? Când ei au scris Sfintele Scripturi? Când Sfintele Scripturi erau acolo, când Pavel din Scriptură le-a dovedit că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Cum n-au avut Scripturile? Le-a avut? Acum să nu, după cum vom vedea, sunt mai multe pasaje la care ne vom uita cu ajutorul Domnului în seara aceasta. Iubiților, o învățătură clară despre cuvântul sfânt al lui Dumnezeu este absolut necesar pentru orice creștin. Vom vedea cum și de ce Biblia este și trebuie să fie singurul etalon. Este etalonul nostru de aur,
este punctul nostru de reper, este standardul absolut pentru învățătură, pentru doctrină, pentru crez, pentru viață și pentru trăire. Ne putem baza toată viața, toată mintea, toate emoțiile doar pe Sfânta Carte a lui Dumnezeu. De ce? Vom vedea de ce putem face acest lucru în seara aceasta cu ajutorul Domnului în mod mai rapid sau fugitiv. Ne vom uita la două lucruri vis-a-vis de Scriptură. Întâi, ne vom uita la câteva versete cheie care ne arată și ne dovedește cine este autorul Scripturii. Este important să știm acest lucru. Iar apoi, dacă va mai fi timp, ne vom uita la substanța Scripturii. Ce conține Scriptura? Adeseori, ca și predicatori, ne simțim un pic presați ca să vă convingem, sau mai bine zis să ne convingem, căci tendința aceasta este în fiecare din noi, căci și noi trăim în firea pământească. Știți, când pui mâna pe o carte bună, care știi că ar fi de folos pentru semenul tău, și spui, auzi, am găsit o carte bună, citește-o, că te va ajuta. Sau, mai bine zis, ca un părinte, știi că copilul trebuie să înveți o materie și încerci ca să-l convingi, să-și deie silința să citească o carte bună, să-l ajute la materialul respectiv. Și părintele încearcă să convingă pe copil să își deie toată silința să se uite în această carte. Și vezi că prietenul pe care îi recomanzi cartea aceasta nu te bagă în seamă. Îl întrânci după un an, ai citit cartea? Auzi, n-am avut timp. Te uiți la copil, mă băiete, ai citit biografia misionarului Cutare? Ei, numai cu alte probleme are, nu are timp de așa ceva. Cam așa ne simțim adeseori că trebuie să ducem o muncă de lămurire ca oamenii născuți din nou care iubesc pe Domnul să fie interesați în cartea scrisă de Domnul. Și când ne vedem după o săptămână, ne uităm și ne gândim, dar oare cine a citit și ce a citit? În seara aceasta am dorit ca să vedem și, în primul rând, uitându-ne la Scriptură, să vedem cine este autorul Scripturii, pentru că autorul Scripturii nu este președintele României, nu este președintele Statelor Unite, nu că îl interesează pe cineva de ce a scris Biden, este Dumnezeul Universului, Creatorul nostru, Făcătorul nostru, care este autorul Sfintelor Scripturii. Dar nu pretind să mă credeți că Dumnezeu a scris Biblia dacă nu vă dovedesc întâi. Și dovezile care le vom prezenta sunt dovezi interne, nu sunt dovezi secundare, sunt dovezi primare. Haideți, deci, să privim în Sfânta Carte la câteva texte clasice, câteva texte importante. Primul text se află la 2 Timotei, capitolul 3, versetul 16. Contextul în general deja l-am acoperit și privind la acest verset, observați ce spune acest verset. Dacă puteți proiecta pe ecran 2 Timotei, capitolul 3, versetul 16 și dumneavoastră care aveți Bibliile acasă, înțeleg că este greu să venim la biserică cu Biblia, I get that. Știu că o aveți pe telefon, dar nu scoateți telefonul acum. Haideți să privim cel puțin pe ecran. Toată Scriptura este însuflată de cine? De Dumnezeu. Ce înseamnă cuvântul însuflat? Cuvântul în limba greacă este teopneustos.
Teos, știți bine, înseamnă Dumnezeu. Pneuo nu înseamnă inhalație. Nu. Înseamnă suflat afară. Asta e important. Toată. Asta înseamnă în totalitate. Cuvântul în limba greacă este pas. În întregime, în alte cuvinte, fiecare parte din Scriptură este suflată în afară de Dumnezeu. Iasă din Dumnezeu. Este cuvântul lui Dumnezeu pentru oameni. Textul este clar, căci autorul din textul nostru ne spune toată Scriptura este God-breathed, suflată afară de Dumnezeu. Adeseori în teologie ni se predă o teologie un pic mai liberală, fără să-și dea seama. Și ni se spune că este un autor și un alt autor. Biserică, dacă toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu, cine este autorul Scripturii? Nu este Dumnezeu? Cine a scris Evrei? Cine? Dumnezeu. Restul nu mai mă interesează. Cine a scris Evanghelia după Marcu? Tot Dumnezeu. De ce seamănă Evanghelia după Marcu cu Evanghelia după Matei, cu Evanghelia după Luca și în anumite nuanțe cu Evanghelia după Ioan? De ce seamănă? Pentru că are același autor. Cum a știut Moise despre creație? Când el n-a fost acolo la creație, în primele 5 cărți ale lui Moise. Stai un pic. Moise a fost secretar. Dumnezeu este autor. A fost prezent Dumnezeu la creație? Iubiților, știința, fac o scurtă paranteză, știința, ca să fie metoda științifică, și în clasa a șasea, a șaptea, a opta, când învață copiii la școala elementară despre metoda științifică, știe că pentru metoda științifică trebuie să fie o hypothesis, o ipoteză, o teorie, care trebuie experimentată și trebuie văzut concluzie și trebuie repetată de mai multe ori și trebuie vizualizată. Și dacă se poate face lucrul acesta, este tendința să fie știință. Întrebarea este... cine a observat creația? Cine a repetat creația? Cine a reprodus-o? A fost Darwin prezent la creație? Nu. A putut cineva reproduce să creeze din nimic ceva? Din un obiect inanimat să creeze, să-i dea suflare și omul să devină un suflet viu? Nici de cum. Cine a fost prezent la creație? Dumnezeu. Eu am un eyewitness account, un martor ocular care a fost prezent la creație și care a cauzat creația și el mi-a scris cum a făcut-o. De ce să nu-l cred? Ba trebuie să-l cred. Este singura sursă credibilă. Da? Cuvântul lui Dumnezeu în 2, închei paranteza, cuvântul lui Dumnezeu în 2 Timotei capitolul 3 versetul 16 ne spune clar că originea Scripturii nu este altcineva decât Dumnezeu. Textul nostru despre care am vorbit. Și acum observați nuanțele frumoase, vom întoarce la 2 Petru capitolul 1 versetul 19. Care spune în felul următor. Înainte de 19, avem ilustrația și istoria care este în Scriptură, istoria reală, în care apostolul Petru, împreună cu alți doi, au fost pe muntele cel Sfânt și au văzut schimbarea la față a Domnului Iisus Hristos.
Și după acest eveniment, dându-și seama, căci el a făcut parte dintr-o elită de 3 persoane, care Dumnezeu în suveranitatea lui i-a ales ca să fie acolo pe munte. Și-a dat seama Duhul Sfânt că noi nu vom fi pe munte văzând lucrurile acestea. Deși e posibil că Dumnezeu ne va da anumite haruri, momente în care vom avea o apropiere sau o experiență deosebit de frumoasă cu Dumnezeu. Și slăvit să fie Domnul, mulți din noi am trăit astfel de experiențe. Nu ne negăm și ne bucurăm de ele. Să nu mă înțelegeți greșit. Dar ce spune Duhul Sfânt comparând Scriptura cu aceste experiențe? Ce spune? Citiți. Și avem cuvântul prorociei făcut mai tare. Mai tare este în limba greacă bebaios, care este un adjectiv care descrie cuvântul sfânt al lui Dumnezeu, care înseamnă că merge dincolo, merge acolo unde este un loc solid, un loc singur și prin urmare ceva ferm, ceva ferm în care îți poți pune încrederea. În alte cuvinte, avem ceva făcut și mai tare, mai tare decât orice experiență a vieții noastre, este cuvântul prorociei dat de Dumnezeu Duhul Sfânt prin Sfânta Carte, prin Evanghelia Domnului Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. Da, iubiților, versetul 20, continuăm în versetul 19. Și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare. La care, bine faceți că luați aminte ca o lumină care strălucește într-un loc întunecos, până se va crepa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre. Versetul 20. Fiindcă mai întâi de toate. Și acum vine un principiu de hermeneutică, de interpretare. Fiindcă mai întâi de toate, să știți că nicio prorocie din Scriptură, și toată Scriptura este cuvântul profetic al lui Dumnezeu, nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură. De ce? Pentru că același autor a scris-o. Biblia se interpretează prin Biblie. De aceea cuvântul sfânt, prin Duhul Sfânt, prin secretarul Pavel spune să împărțim drept cuvântul adevărului. Nu avem voie să ne hazardăm. Este suficient material în Sfânta Carte să ne susținem poziția fără să apelăm la alte nuanțe sau la alte lucruri, fiindcă mai întâi de toate să știți că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură și versetul 21. Și nicio prorocie, și aici este o nuanță importantă, uitați-vă atent, nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului. Nu Pavel a vrut să scrie. Nu Iuda a vrut să scrie. Nu Marcu și nu Ioan a vrut să scrie, spune cuvântul sfânt al lui Dumnezeu, clarificând din nou ceea ce a menționat din pasajul din 2 Timotei. Nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oameni au vorbit. De unde? De la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt. Biserică, este Duhul Sfânt în conflict cu Duhul Sfânt? Poate exista așa ceva? Este normal sau abnormal ca o biserică plină de Duhul Sfânt să iubească cuvântul Sfânt? Dar dacă este o biserică care nu pune valoare pe cuvântul sfânt, ce biserică e aia? Ce comunitate e aia? Ce plinătate a Duhului Sfânt există într-o viață care neagă nevoia adevărului Sfintelor Scripturi și nu stăruiește în timp și ne la timp în această carte?
Și ca biserică penticostală a Domnului Iisus Hristos, este timpul să ne întoarcem la Scripturi. Este timpul să iubim această carte, este timpul să o citim, să o interpretăm și să o aplicăm corect, pentru că este de la Dumnezeu, El a scris-o pentru binele nostru. Adeseori pierim, pentru că nu cunoaștem nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Puterea lui Dumnezeu de a transforma o viață. Puterea lui Dumnezeu de a lua cuvintele scrise și a străpunge inima și a spune, fraților, ce avem de a face? Am neglijat Scripturile, n-am văzut noi clar și categoric din Genesa, capitolul 3, versetul 15, căci Mesia trebuia să vină, trebuia să aibă călcâiul zdrobit și El trebuia să zdrobească capul șarpelui. Cum de am neglijat aceste lucruri? Cât de clar n-a fost Isaia, capitolul 53, când a spus că este disprețuit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era atât de disprețuit că ne-am întors fața de la El. Cum de n-am înțeles aceste lucruri? Cum? Pentru că nu ne-a prea interesat să ne uităm în Scriptură. Și am căutat alte lucruri. Am căutat lucruri care stârnesc emoțiile. Doar. Și Cuvântul Sfânt ne spune să-L iubim pe Dumnezeu și cu mintea noastră. Și cu inima, este adevărat. Și cu sentimentele noastre, nu negăm lucrul acesta. Nu negăm frumusețea și importanța acestor lucruri. Dar, iubiților, este abnormal pentru un creștin să treacă o săptămână, două, trei, o lună și să nu deschide și să nu cunoască cuvântul. Să nu poată argumenta din cuvânt că omul este păcătos. Să nu poate argumenta din cuvânt că Genesa este adevărată. Suntem supuși la toate ereziile teologiei liberale, a ortodoxismului răsăritian, care bântuie în țara noastră. Nu mai putem discerne între bine și rău. Dacă nu avem acest etalon, cu ce să măsurăm crezul nostru și practica vieții noastre? Nu este de mirare, căci comunitățile din Statele Unite ale Americii se uită la Ashbury și spune că e o trezire. Miților, este un exemplu de trezire în Vechiul Testament. Știți care este exemplul de trezire în Vechiul Testament? În profeții minori. A fost de un proroc care n-a vrut să prorocească. Un predicator care n-a vrut să predice. Vorba lui fratele Popor, că a avut o predică scurtă. Încă 40 de și Ninive va fi nimicit. S-a folosit Duhul Sfânt de aceste cuvinte? A fost o trezire? S-au pocăit fără nicio garanție? Fără nicio garanție că vor fi acceptați? Poate că Dumnezeu va privi și va avea milă de noi. Iată trezire! Nu când LGBTQ conduce închinarea și cuvântul adevărului nu este proclamat să producă astfel de schimbări. Da, ne-am uitat la aceste două texte clasice. Un alt text care doresc ca să-l împărtășesc cu dumneavoastră se află la 2 Petru, capitolul 3, versetul 16. 2 Petru, capitolul 3, să începem cu versetul 15, de fapt, unde Cuvântul Sfânt spune în felul următor. Să credeți că îndelunga răbdare a Domnului nostru este mântuire. Cum v-a scris, cine? Și prea iubitul nostru frate Pavel, după înțelepciunea dată lui, ca și în toate epistolele lui. Secretarul folosit aici este secretarul Petru. Și secretarul Petru face, credeți că face parte din biserica primară? Fraților, în ziua cincizecimii,
Cine a fost acel care s-a ridicat în picioare și a spus: oamenii aceștia nu sunt beți. Voi nu știți, voi nu înțelegeți ce înseamnă beție. Ăștia vorbesc limbi articulate și profesesc și spun lucruri extraordinar de frumoase despre Dumnezeu. Și noi le pricepem și nu se bâșbăie în întuneric. Vorbesc cu claritate și numai aceea i-a dus înapoi la Scriptură. Aceasta este bazat pe ce a fost scris în prorocul Ioel. Apostolul Petru face parte din biserica primară, clar și categoric. Și în versetul 16, ca în toate epistolele lui. Deci Petru are și acces la epistolele lui Pavel. Le-a citit, le-a analizat, s-a scărpinat un pic pe cap, le-a citit din nou. Și a spus, în unele din ele sunt lucruri grele de înțeles. Haideți să vedem. Când vorbește despre lucrurile acestea, în ele sunt unele lucruri greu de înțeles. Și acum, pe care cei neștiutori și nestatornici le răstălmăcesc ca pe ce? Ca pe celelalte scripturi spre perziarea lor. Iubiților, au fost considerate scrierile, epistolele lui Pavel, scriptura la biserica primară? Atunci, iubiților, spuneți carismaticilor acestora, spuneți la NAR, că aveți dovezi biblice că sunt mincinoși și că sunt niște învățători mincinoși. Și să plece din România. Și să nu mai le traducem cărțile eretice. Să mai nebunim o generație. Și să ne întoarcem înapoi la Scriptură, nu în afara hărții. Aceasta este harta. Dar carismaticii spun că pentru a experimenta lucrarea Duhului Sfânt, trebuie să fii gata să ieși în afara hărții. Visul că atunci când nu ne putem justifica practica, când nu ne putem justifica experiența, dacă am o experiență și cred că Dumnezeu mi-a vorbit ceva, mi-a spus ceva și nu o găsesc aici. Am două opțiuni, adică trei. Prima opțiune, cea mai bună, e să mă pocăiesc de experiența mea. Să spun, auzi, poate am mâncat prea mult azi noapte și am visat din mulțimea gândurilor. Sau poate a auzit o voce și n-a fost vocea Domnului, a fost altă voce. Asta ar fi ideal, dacă nu o găsesc aici. Dar e prea dureros să fac astfel de lucru. Și atunci, ce fac? Răstălmăcesc Scriptura. Găsesc un text ca pretext și îmi justific experiența, deși nu are nimic de a face cu aceasta. Așa, avem pe oameni ca și Benny Hinn, care își iau geaca și o zvârlesc și pică oamenii. Așa avem oameni care au 4-5 avioane, și când sunt întrebați de ce au avioane private pe spatele orfanului și a văduvei și a oamenilor săraci care îi manipulează să le deie bani, spune, dar aștept să mă pun într-o cană din aceea de aluminium avionul cu o groază de demoni? Eu sunt omul lui Dumnezeu, nu mă pot pune cu o groază de demoni acolo. Scuze și argumente. Sau, dacă nu pot răstălmăci Scriptura, spune căci revelația nu s-a terminat și au revelații noi și se fac apostoli, se fac oameni care au semne și minuni și spune, auzi, noi putem da o interpretare nouă căci Duhul Sfânt face lucruri noi, spun ei. Dar am privit în Sfânta Carte, în Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu și am văzut, iubiților,
căci aceste texte clar ne vorbesc de căci cuvântul sfânt al lui Dumnezeu este cuvântul sfânt. Încă un text care doresc ca să împărtășesc cu dumneavoastră, deși sunt mai multe, cred că sunt suficiente pentru a exprima și clarifica primul punct despre autorul Bibliei. 1 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 13, spune în felul următor. 1 Tesaloniceni 2, cu 13. De aceea, mulțumim fără încetare lui Dumnezeu că, atunci când ați primit cuvântul lui Dumnezeu, auzit de la noi, l-ați primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci așa cum și este în adevăr, ca pe cuvântul lui Dumnezeu care lucrează în voi care credeți. Deci începând din biserica primară, începând cu oamenii care l-au ascultat, l-au auzit și l-au citit pe apostolul Petru, pe apostolul Pavel, vedem clar și categoric căci cuvântul sfânt al lui Dumnezeu și scripturile erau în mâinile lor. Permiteți-mi încă o dovadă vis-a-vis de Genesa. Că unii spun, auzi, Domnul Iisus Hristos niciodată nu a spus și a certificat că Genesa este adevărată. Unii teologi liberali. Deschideți Sfânta Carte la Matei, capitolul 19, versetul 4. Și întrebarea este, ce spune Domnul Iisus Hristos despre cuvintele din Genesa, capitolul 1 și 2? Drept răspuns le-a zis El, Domnul Iisus Hristos. Oare n-ați citit? Acum, asta e înainte de biserica primară. Asumând că biserica primară a început la Rusalii, după înălțarea Domnului Iisus Hristos și la trimiterea Duhului Sfânt când biserica primară a început. Asta este înainte de aceasta. Drept răspuns le-a zis Iisus, oare n-ați citit? Unde să citească, dacă nu în Scripturi? Au avut Scripturile atunci? Sigur că da. Acum, oare n-ați citit că ziditorul? Cine e ziditorul? Dumnezeu. Oare n-ați citit că ziditorul de la început i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască și a zis, de aceea va lăsa omul pe tată său și pe mamă sa și se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Iubiților, Domnul Iisus Hristos, prin care s-a făcut toată creația, care a fost acolo, a certificat și a spus, da, creația este adevărată, este în șase zile și în a șaptea zi Dumnezeu s-a odihnit. Dar, unii spun din nou, că sunt perioade. Iubiților, care din dumneavoastră țineți minte cele 10 porunci? Când este porunca de ziua de sabat, care este justificarea sau care este motivația pentru ziua de sabat, ziua de odihnă? Să munciți 6 zile să faceți toate treburile voastre. Dar în ziua a șaptea ce să faceți? De ce? De ce? Că Dumnezeu a făcut pământul peste miliarde de ani? Că a durat fiecare perioadă un miliard de ani ca să fim sau să aparem academici din punct de vedere științific sau mai bine zis pseudo-științific? Cam așa se pare. Dar cuvântul lui Dumnezeu spune pentru că în 6 zile Dumnezeu a făcut cerurile și pământul și tot ce este în ele și între a șaptea zi s-a odihnit, astfel făcând clar punctul teologic că Dumnezeu a creat și că Genesa este adevărat și face parte din cuvântul sfânt al lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Iubiților, vom conclude timpul nostru împreună în această seară prin a face din nou un apel. Acest apel este un apel făcut de păstorul dumneavoastră, de păstorul care vă vorbește,
și de toți oamenii lui Dumnezeu. Cred că este timpul, anul 2023, când împreună cu toți de pe Carpați, împreună cu toți din Statele Unite ale Americii, împreună cu toate confesiunile evanghelice, să ne întoarcem înapoi la Scriptură. Să lăsăm ca această carte să ne vorbească, să o iubim mai mult. Nu știm cu ce alte cuvinte să vă întâmpinăm decât cu Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu. Eu nu vă pot convinge. Fratele păstor nu vă poate convinge. Dar este unul care poate convinge de adevărul lucrurilor spuse. Și acesta este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care a scris Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu. Și vă invităm respectos, vă provocăm în Hristos. Fiți ca cei din Berea, mergeți acasă, deschideți Sfânta Scriptură și lăsați ca Dumnezeu să vă vorbească prin ea. Puneți-vă toată încrederea în această carte, căci nu veți falimenta. În această carte este descoperit planul lui Dumnezeu pentru fiecare viață. În această carte cunoaștem voia lui Dumnezeu clar și categoric. În această carte, așa cum am văzut și în seminarul de familie, avem răspuns pentru toate nevoile noastre. Nevoile familiale, nevoile emoționale, nevoile spirituale, nevoile de cum să ne comportăm, cum să fim tineri, copii, plăcuți Domnului și iubiților. În această carte știm și învățăm cum să trăim. Și mai important, în această carte învăț cum să mor. Ferice acum de morții care mor în Domnul, căci faptele lor îi vor urma.